ca să fie Dumnezeu al lui înainte să pot să... Am venit acasă cu gândul că aseară mi-a părut rău, că aș fi avut ceva să spun în fața tânării. Nu este o minune sau, mă rog, ceva concret, vizibil, este ceva care ține legat de sufletul meu, dar care este foarte important. Eu vin dintr-o familie de ortodoxi răiți. Toată familia mea este practicantă, nici la ora actuală, după 4 ani de când m-am pocăit. Familia mea nu acceptă pocăința mea și pe zi ce trece prăpastia dintre mine și familia mea devine mai mare. În momentul în care m-am pocăit și când, după ce am făcut botezul, am mai făcut mărturie aici, eu am fumat. Am continuat să fumez un an și jumătate pentru că nu puteam să las țigările. Asta a fost cea mai mare provocare a vieții mele. Și după 6 luni de la botez am venit aici, în Canada, unde aici aș putea să spun că am venit din Valea Umbrei Morții, pentru că aici am avut foarte multă convorbire cu Dumnezeu în lacrimi. Aici am cunoscut pe Dumnezeu, aici Dumnezeu m-a smerit, aici Dumnezeu m-a încercat, aici am plâns, aici mi-a fost foarte greu. Deci, de la data de când am venit în Canada, viața mea a fost cumplită. Deci nu știam că va fi atât de greu când am emigrat. Copilul meu era distrus, a stat patru luni în cameră, netuns, nebărbierit, în depresie, plângea noaptea, l-auzeam, el plângea în camera lui, eu plângeam în camera mea. În afară de ruptura de țară, de cunoștințe, m-am rupt și de familie. Cea presiune asupra mea în fiecare zi să iau bilet de avion, să meargă acasă. Eu am crezut că cu timpul îi va trece, dar nu a fost așa și s-a acutizat din ce în ce mai mare durerea lui. Mi-am dat seama că nu-i fac bine și că îi fac un rău, deși eu am venit în Canada pentru el, am zis eu, dar după aceea am realizat că nu pentru el am venit, ci pentru că Dumnezeu a vrut să mă țină deoparte de familia mea, deoparte de tot ceea ce eu nu puteam să mă desprind și făcusem din familia mea idoli. Și chiar din propriul meu copil. După un an de zile, i-am luat bilet să plece copilul meu înapoi în România, cu titlul de vacanță, de călătorie, două luni, să-și mai încarce un pic bateriile. Și am stat de vorbă cu el, avea deja 19 ani, și am spus, Andreas, ești mare, tu vezi singur, tu vezi bine că noi nu suntem decât noi doi, nu avem altă familie. Te rog să nu mă lași singur aici. Mi-a promis că nu mă va lăsa singură și totuși nu am avut puterea să se întoarcă. Am rămas aici, am aproape 3 ani de când sunt singură aici și mi-a fost foarte greu. Am avut momente în care am vrut să mor, am avut momente în care simțeam că aud voci, simțeam că nu mai pot să intru în casă de singurătate. A fost foarte greu. Nu știam ce înseamnă pocăința, nu știam ce înseamnă... A fost foarte greu, pentru că neavând pe nimeni din familia mea care să mă învețe sau să am o susținere, un exemplu, pur și simplu ar trebui să învăț toate lucrurile acestea cu Dumnezeu. Ceea ce vreau să mărturisesc în seara asta este că nu știu cum a fost pentru alții întoarcerea la Dumnezeu, dar pentru mine a fost foarte grea. A fost grea pentru că Dumnezeu m-a pus singur aici, în locul ăsta, și n-am crezut că pot rezista. Astăzi, ieri, știrile acestea în ultimile zile ale anului 2017, de exemplu, aseară eu am fost aici pentru prima dată în biserică de Revelion, anul trecut, un exemplu, ca să vedeți cât de rău mi-a fost, am stat singur în casă și am plâns și n-am vrut să iau legătura cu nimeni. Mi-a fost foarte greu. Dar ceea ce vreau să spun este că Dumnezeu ne scoate din orice situație. Dacă trebuie să-i mulțumesc pentru ceva lui Dumnezeu astăzi, este că n-am renunțat la pocăință, că nu m-am întors la țigări și că nu m-am răzvrătit în toate încercările prin care mi-a trecut. Cel mai greu mi-a fost faptul că copilul meu a plecat de lângă mine, ne-am îndepărtat, nu mai vrea să vină sub nicio formă aici. A plecat în Anglia 2 săptămâni.
nu știu, pur și simplu simțeam că sunt disperată când a plecat, însă în două săptămâni Dumnezeu a făcut, mi-a adus o pace în suflet și am zis că dacă asta a fost voia lui Dumnezeu, ca el să plece, pentru că ăștia trei ani, eu am trăit numai cu speranța că în fiecare zi se va întoarce. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru că astăzi mi-am recăpătat liniștea, am înțeles că nu mai trebuie să depind de el și că fericirea mea trebuie să stea în relația mea cu Dumnezeu. De aceea vreau să-i mulțumesc și nu știu, poate că nu este atât de relevantă mărturisirea mea, însă pentru mine este, a fost un prag foarte greu, care acum pot să-i mulțumesc, să-i spun cu toată inima că îi mulțumesc Dumnezeu cu ce m-am trecut. M-am redescoperit pe mine în aceștia ani, a fost greu, dar și frumos, pentru că nu l-am cunoscut pe Dumnezeu decât așa. Rugăciunea m-a ajutat, biserica m-a ajutat, faptul că am fost cu casa aproape de biserică și mi-a fost ușor să vin la biserică. Astăzi, trăgând o linie anului 2017, cea celor aproape 6 ani de când Dumnezeu a venit pentru prima dată în viața mea să mă caute, la modul acesta care practic astăzi, pot să spun că îi mulțumesc Dumnezeu, că sunt fericită, mi-am recăpătat liniștea. Simt că încercarea cu Andreas a fost o voie al Dumnezeu, pentru că, deși nu vreau să recunosc, făcusem din copilul meu un idol. Îl iubesc, mă rog pentru el. I-am spus dacă vrea să vină aici. I-am spus că dacă își găsește locul acolo și este bine, voi veni după el, dacă va vrea. Pleca din Canada și veni după el, dacă lui va fi bine acolo, dacă nu, să vin aici. Deci nu am renunțat la ideea de a fi cu copilul meu împreună și cu familia lui, dacă mă va vrea, desigur. Însă Dumnezeu m-a eliberat de această dependență de copilul meu. Am înțeles că nu pot să fac nimic decât să mă rog și că de binele lui depinde și că fericirea mea nu depinde de el. Îi mulțumesc Dumnezeu pentru asta și îmi mulțumesc pentru faptul că în 2017 a salvat viața mamei mele. După cum știți, am făcut și mărturie. Mama mea a fost la un prag de moarte, 18 ore a fost în agonie. Pentru toate acestea îi mulțumesc lui Dumnezeu și... Astăzi m-a cercetat Dumnezeu cu această cântare și am hotărât să o cânt, deși în ultima perioadă mi-a fost dușină să mai vin la secret să laud pe Domnul. Cheamă-mă și am să vin și o scară la cer voi înălța, în noapte sub cerul senin, cu tine de vorbă voi sta. Cheamă-mă și am să vin și o scară la cer voi înălța, în noapte sub cerul senin.